Har și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl nostru și la Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Dragii mei, în mila lui Dumnezeu, aceasta este prima duminică a noului an bisericesc și prima duminică a noului sezon care poartă denumirea de sezonul de Advent. Un sezon care se întinde, după cum știm, pe 4 duminici și se termină cu sărbătoarea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos la 25 decembrie. Sezonul Adventului, după cum vedeți și în biserica noastră, în noua parohie Sfânta Fecioară Maria din Brașov, este un sezon caracterizat de culoarea violet, o culoare care simbolizează pocăința și introspecția în vederea întâlnirii noastre cu Domnul nostru Iisus Hristos. Prima duminică din Advent poartă denumirea de Duminica Ad Televabil. Iar aceasta este o expresie în limba latină pe care o găsim în primul verset din Psalmul 25, pe care l-am parcurs și noi în intro-ul acestei liturghii, acolo unde în limba română citim astfel: Către Tine, Doamne, îmi înalț sufletul meu. Așa cum spuneam, este prima duminică din Advent, iar predica din această duminică este fundamentată pe textul pe care l-am citit din Matei, capitolul 21, primele 9 versete. Citind această pericopă, cei mai mulți se vor întreba dacă nu cumva am greșit momentul, deoarece relatările din acest pasaj, din această parte a Evangheliei Sfântului Apostol Matei, se potrivesc mai degrabă pentru Duminica Florilor, aceasta fiind duminica în care Domnul Iisus Hristos, călare pe un măgăruș, a intrat în Ierusalim, fiind glorificat de către oameni ca regele, ca rege al iudeilor. În această perioadă, așa cum am spus în introducere, noi ne pregătim pentru nașterea Domnului nostru Iisus Hristos și nu ne pregătim pentru momentul în care Domnul Iisus Hristos avea să fie trădat, să fie condamnat și răstignit pentru păcatele fiecăruia dintre noi. Acest lucru îl facem în Duminica Florilor, duminica în care oamenii l-au aclamat pe Domnul Iisus Hristos ca fiind regele iudeilor. În această perioadă care precede nașterea Domnului Iisus Hristos, ne aducem aminte de întrebarea înțelepților veniți din răsărit, pe care o găsim în Matei, capitolul 2, unde citim astfel: Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? De aceea, Adventul, care începe astăzi, este începutul a ceea ce Duminica Florilor reprezintă finalul. Este vorba despre prezența Fiului lui Dumnezeu printre noi, Dumnezeu om, adevăratul rege al lui Israel și al acestei lumi. Comparând-o cu alte evenimente remarcabile din istoria omenirii, intrarea Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim este una cu totul și cu totul specială. Sunt multe cărți de istorie în care putem să citim și sunt multe filme în care putem să vedem modul în care mari eroi intrau triumfal în cetățile lor. Observăm acolo gloria pe care, de care acești eroi se bucurau de fiecare dată. Intrarea Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim pare însă să fie desprinsă dintr-o altă lume. Tabloul este de această dată unul umil. Hristos nu călărește un armăsar superb, ci intră în călare cu un măgăruș, asemenea robilor. El nu este îmbrăcat în veșminte aurite, ci este îmbrăcat cu aceeași haine cu care colinda Israelul și era așezat pe câteva haine pe care ucenicii lui le puseseră peste măgăruș. Vedem faptul că cei care au luat parte la acest moment special își puneau hainele pe drum și futurau ramuri de palmie, strigând cu toții: Osana fiului David, binecuvântat este cel care vine în numele Domnului, Osana în cerurile preanalte. Cuvântul Osana îl folosim și noi în liturghia bisericii noastre. Este un cuvânt ebraic care se traduce în limba română prin expresia Salvează-ne acum. Faptul că aceste cuvinte au fost rostite în momentul istoric în care Domnul Iisus Hristos intra în Ierusalim
i-a făcut pe mulți teologi să afirme faptul că Domnul Iisus Hristos a fost proclamat la acel moment de către întreg Ierusalimul ca fiind Mesia, Salvatorul promis de către Dumnezeu prin Sfinții Profeți. Și lucrul acesta a fost adevărat. Tradiția creștină înfățișează această scenă a intrării Domnului în Ierusalim conferindu-i dimensiuni epocale, dimensiuni mari. Imaginea care se creează este aceea că foarte mulți oameni din Ierusalim au participat la această intrare a Domnului Iisus Hristos. Există însă și teologi care caută să limiteze, să minimizeze dimensiunile acestui eveniment, afirmând faptul că Domnul Iisus Hristos ar fi fost, de fapt, întâmpinat de un număr foarte mic de oameni, datorită faptului că acest eveniment a fost unul spontan, ci nu unul anunțat în prealabil. Pericopa noastră ne spune însă faptul că la scurt timp după ce Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea, cine este acesta? Știm deja faptul că Iisus Hristos era foarte popular în Israel la acea vreme. De altfel, Scriptura ne spune faptul că peste tot unde El mergea, atrăgea numeroși oameni. Și nu de puține ori citim în Sfintele Evanghelii că acești oameni se înghesuiau să fie în compania Lui. Așadar, chiar dacă la momentul intrării propuzise în Ierusalim, Domnul nu ar fi fost întâmpinat poate de foarte mulți oameni, cu siguranță, pe măsură ce înainta în cetate spre templu, mulțimea de oameni a crescut foarte mult. Mai mult, vă reamintesc faptul că Domnul Iisus Hristos intra în Ierusalim într-un moment în care evreii se pregăteau de sărbătoarea Paștei. Iar acest lucru făcea ca orașul sfânt să fie plin de pelerini, mulți dintre ei venind din diaspora, adică din afara granițelor Palestine. Toți acești oameni așteptau venirea lui Mesia, a Eliberatorului promis de către Dumnezeu, astfel că drumul parcurs de către Domnul Iisus Hristos, de la poarta orașului și până la templu, s-a transformat într-un drum specific în coronării marilor regi. Poporul striga cuvinte de laudă la adresa lui Iisus, cuvinte care erau uzate la încoronarea regilor. Toată această procesiune nu atrăgea doar atenția oamenilor aflați în Ierusalim, ci atrage atenția liderilor religioși ai poporului, aflați și ei de asemenea în cetate. Dragilor, ce s-a întâmplat în acea zi la Ierusalim a fost negreșit procesiunea de încoronare a lui Iisus din Nazaret ca Mesia cel promis lui Israel. Acest lucru a fost foarte bine înțeles de către liderii religioși ai Israelului și i-a determinat pe aceștia din urmă să devină și mai activi în scopul lor de a-l elimina pe acest individ care le crea atât de multe neplăceri. Ei au stat la discuții împreună, căutând să găsească o metodă eficientă de a-l anihila pe Domnul Iisus Hristos. Dar mai presus de toate aceste aspecte, ceea ce se petrecut la Ierusalim în acea zi a fost, de fapt, recunoașterea publică a lui Iisus din Nazaret ca Salvatorul promis de către Dumnezeu, adevăratul rege al lui Israel, adevăratul urmaș și moștenitor al regelui David. Dragii mei, în fiecare Crăciun sau cu ocazia fiecărui Crăciun, așteptăm cu nerăbdare să sărbătorim nașterea Regelui Lui. Vedeți? În acea zi în Ierusalim, mulți oameni au proclamat pe Iisus ca fiind Mesia, Regele lui Israel și împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. Asemenea acestor oameni din Ierusalim în timpul Adventului și noi ne pregătim ca să-L întâmpinăm pe Mesia, pentru că El este Cel care va împlini promisiunea de mântuire făcută de către Dumnezeu nouă. Noi știm deja faptul că Iisus Hristos a împlinit această promisiune a lui Dumnezeu,
cunoscând deja faptul că El a murit pentru noi ca o jertfă de răscumpărare din păcat, din păcatele noastre. Noi cunoaștem profeția Sfântului Profet Isaia, care la capitolul 53 ne spune astfel. El era străpus pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Aceste minunate promisiuni ale lui Dumnezeu sunt punctul de plecare al sezonului de Advent. Iisus Hristos a împlinit aceste promisiuni ale lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. El, Fiul lui Dumnezeu, a coborât în lumea noastră, devenind om asemenea nouă, de la Duhul Sfânt și din Sfânta Fecioară Maria. Ca Dumnezeu om, Domnul Iisus Hristos a împlinit legea pe care niciunul dintre noi, chiar și după ce am fost regenerați prin puterea Duhului Sfânt și prin botezul nostru, nu o putem împlini oricât de mult ne vom strădui. Dacă suntem cinstiți cu noi înșine, trebuie să recunoaștem faptul că eșuăm mereu și mereu să împlinim legea. De aceea spunem faptul că noi înșine suntem oile rătăcite de care Sfântul Profet Isaia vorbește și despre care Domnul Iisus Hristos vorbește în pildele sale. Fiecare dintre noi avem propriile noastre rătăcii de la voia lui Dumnezeu. Dar cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, nu este numai despre legea care ne scoate în evidență păcatele, ci este și despre Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Iar Domnul nostru Iisus Hristos în Evanghelia sa ne spune astfel, când a fost chinuit și a suplit, n-a deschis gura deloc, ca un miel care duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor care o tund, nu a deschis gura, după cum citim în Isaia 53. Blând ca un mielușel, Evanghelia ne spune, Iisus Hristos a dus pe sine însuși ca jertfă pentru toate păcatele și nelegiurile noastre, după cum citim, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui, după cum ne spune Sfântul Profet Isaia. Toate neputințele și păcatele noastre au fost luate de către Domnul Iisus Hristos asupra Lui. Și acolo pe cruce, El a primit pedeapsa lui Dumnezeu pentru ele, după cum ne spune în continuare Sfântul Profet, Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. Poporul evreu aștepta și el venirea lui Mesia de mii de ani. Dar pentru că s-a îndepărtat de cuvântul lui Dumnezeu, evreii au început să aștepte o Mesia glorios, care să conducă poporul lui Israel în mod eroic la o liberare de sub jugul asupritorilor. De aceea, deși l-au aclamat pe Iisus din Nazaret ca rege al Israelului, ei nu au putut să-L vadă ca pe Mesia, pentru că nu puteau să-L vadă pe Mesia într-un umil galilean. Acest Iisus din Nazaret nu a intrat în Ierusalim ca să urce pe drumul împărătesc, ci nici să devină liderul armatei evreiești în luptă cu ascultorii romani. Și l-a intrat în Ierusalim ca să urce pe cruce și să moară acolo, în luptă cu păcatul și liberându-ne pe fiecare dintre noi din păcat. El nu a intrat în Ierusalim ca să primească o coroană de aur masiv, ci a intrat în Ierusalim ca să primească o coroană de spini. Nu a intrat în Ierusalim pentru a fi onorat de oameni, ci pentru a fi bagjocorit, scuipat și ucis de aceștia. În acest sezon de Advent, dragii mei, ne pregătim cu nerăbdare pentru venirea Domnului Iisus Hristos, deoarece știm și credem că El a suferit acolo în Ierusalim pentru noi, pentru păcatele noastre, murind pe cruce în locul nostru. Știm că El este adevăratul motiv pentru care noi suntem astăzi împăcați cu Dumnezeu. Știm că Domnul Iisus Hristos, prin jertfa Lui, a întors mânia lui Dumnezeu de la noi. Datorită lui Iisus Hristos, mormântul nu mai este acum finalul nostru, deoarece știm faptul că toți cei care mor în Hristos vor reveni la viață în Hristos
pentru la înviere, la o viață veșnică alături de Hristos și de Sfinții lui din toate timpurile și din toate locurile, după cum Domnul Iisus Hristos însuși ne spune, pentru că eu trăiesc, voi veți trăi, după cum citim în Ioan capitolul 14. Noi credem că vine ziua când aceste promisiuni se vor împlini în mod plenar, iar noi vom fi acolo cu Domnul Iisus Hristos în Împărăția Cerurilor. Despre această credință este sezonul de Advent. De la înțarea lui Hristos la ceruri, adevărații credincioși au așteptat mereu cu credință acest minunat moment al revenirii lui Hristos în glorie. În această primă duminică din Advent, care poartă, așa cum am spus, denumirea de Duminica Ad Telemabi, când ne pregătim să-L primim pe Fiul lui Dumnezeu întrupat la Betlehem din Sfânta și Binecuvântata Fecioară Maria, îmi doresc să cântăm și noi acest minunat cântec pe care îl găsim în pericopa noastră și care spune Osana Fiului lui David, binecuvântat este Cel care vine în numele Domnului, Osana în cerurile preanale. Hristos este cu noi în cuvântul citit și predicat și în Sfânta Euharistie, împărtășirea noastră cu trupul și cu sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Noi avem sângele și trupul Domnului prezent cu noi, prezent în noi. Același trup care s-a născut la Betlehem și același trup care a stat pe cruce și același sânge care a fost vărsat pe cruce. Prin aceste daruri speciale, noi primim iertarea păcatelor noastre și credința noastră este întărită în așteptarea adventului final, de la finalul acestei istorii. Prin darurile sacramentale ale Domnului nostru Iisus Hristos, noi ne păstrăm vie credința în faptul că Regele nostru va reveni cât de curând pe norii cerului, exact așa cum a promis în s-a înălțat. Iar și acest lucru așteptăm cu credința adevărată, pentru că știm că El va veni să distrugă păcatul odată pentru totdeauna, să ne elibereze și să ne ducă în viața veșnică. Știm aceste lucruri, dar și în același timp știm faptul că în ochii multora, acest adevăr minunat nu mai este prezent și că mulți au schimbat însemnătatea Crăciunului cu o sărbătoare lumească și fără valoare. De aceea Dumnezeu să ne întărească pe fiecare dintre noi, să așteptăm acest moment de sărbătoare cu inima plină de bucurie și de credință și să ne bucurăm de prezența Domnului nostru Iisus Hristos în această Sfântă Parohie din Brașov, care și-a început slujirea publică în această duminică, prima duminică din Advent, Duminica Ad Telemabi. Pacea lui Dumnezeu, care trece orice pricepere, să fie cu voi toți în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin.